Florin Câțu îi pune la zid pe cei din PSD pentru că nu vor să-și asume reformele. Și e logic, explică fostul premier, pentru că reformele ar însemna să piardă voturi, iar noi ne pregătim de alegeri parlamentare și prezidențiale. Fostul premier Florin Câțu dezvăluie jocurile făcute de Marcel Ciolacu și cumva explică și amânarea anunțului unei candidaturi la prezidențiale din partea actualului șef al guvernului. S-a închis ochii prea mult în ceea ce privește situația României. Ceea ce nu-i convine lui Ciolacu, pentru că ați amintit mai devreme de acest program, nu-i convine că se vor face publice măsurile pe care le propune România în octombrie, iar alegerile sunt în noiembrie, finalul noiembrie și în decembrie. Asta este o problemă pentru Marcel Ciolacu. Câțu spune că oficialii europeni nu vor acorda nicio derogare pentru atingerea țintei de deficit de 3%, iar Marcel Ciolacu are o mare problemă, pentru că va trebui să majoreze taxele. Așteptăm, acum pe surse știm că s-a spus și noastră că se discută de un impozit de 16%, TVA și așa mai departe. Vă dați seama că dacă România merge cu aceste măsuri și va veni înainte de alegeri, Marcel Ciolacu va spune că asta vrea să facă din România în viitor, politic pentru el este un cost. Dar dacă nu merge cu aceste măsuri, atunci riscă o decizie în octombrie a Comisiei de tăiere a fondurilor europene, care de fapt, ok, nu te afectează imediat, așa cum spunea domnul profesor, pentru că singur ți-ai tăiat din aceste fonduri și nu le iei, dar transmite un semnal piețelor financiare mult mai dur, care te vor penaliza imediat. Asta înseamnă că poate nu vei mai avea acces la împrumuturi internaționale. Investitorii oricum, investiția au scăzut anul trecut cu 4 miliarde și așa pe departe, nu mai vine nimeni. Deci lucrurile sunt foarte legate și suntem pe muche de cuțit. Suntem exact la limită și orice decizie contează. Fostul premier mai spune că reformele cerute de Comisia Europeană trebuiau făcute în acest an, chiar dacă a fost an electoral. Dacă nu vor să facă reforme, să plece, pentru că nu ne mai putem permite să așteptăm. Piețele nu sunt interesate de scuzele noastre, investitorii străini nu sunt interesați, iar restul lumii se mișcă. Și dacă noi nu creăm condițiile propice pentru investiții, pentru investitori, le creează alții. Este o competiție pentru capital la nivel global și noi vom rămâne în urmă. De aceea cred că și în 2024 trebuia să facem aceste reforme, chiar dacă era an electoral.